Salutare, dragilor, salutare tuturor! Este luni, ce e luni la ora 20, ne-am obișnuit să ne vedem aici pe pagină și în ultima perioadă, de obicei, discutăm despre diverse subiecte legate de sănătate sau ce ne interesează, lucruri care să ne fie utile, iar în ultima perioadă ne-am apucat de lecturarea unei cărți extraordinare, Să trăim sănătos fără toxine. Din punctul meu de vedere, din toate cărțile pe care le-am citit, aceasta mi se pare baza bazelor, da? Un fel de Biblie legată de sănătate, ce este sănătatea și ce este boala. Și dacă ar fi să numesc o carte care mi-a schimbat fundamental conceptele și tiparele cognitive cu privire la alimentație și mi-a dat puterea și încrederea, m-a împuternicit ca să îmi schimb stilul alimentar radical, aceasta a fost cartea și de atunci o tot recitesc. O citesc de data aceasta și live, tocmai pentru că foarte multă lume dintre toți cei care vin au diverse subiecte legate de sănătate și mai mult din jumătate din timpul de consult îl petrec educând ce înseamnă un stil sănătos de viață. Și mai ales când vine cineva și îmi spune, mănânc sănătos sau cât de cât sănătos, am observat că ceea ce percepem noi ca și oameni a fi sănătos se bazează foarte mult pe experiența de cum am mâncat acasă sau cum au mâncat bunicii sau părinții. Pe când legile sau standardele de sănătate, din punctul de vedere a creatorului, sunt ușor diferite, iar pentru unii chiar total diferite. Haideți să trecem. Data trecută am intrat în subiectul sistemului imunitar, da? În sistemul imunitar și nu l-am terminat, adică mai avem efectiv concluzia despre rezumatul despre sistemul imunitar și numai bine că l-am lăsat pentru astăzi, pentru că după asta vom trece în sistemul urinar, intestinal, adică colonul și tegumentar, piele. Ok. Am rămas la pagina 56, producerea celulelor imunitare. Globulele albe. Celulele imunitare din organism se numesc globule albe și sunt de mai multe tipuri. Măduva osoasă produce globulele albe din organism ca sistem principal de apărare internă a organismului. Aceste celule sunt transmise mai departe către sistemul limfatic pentru a se matura sau pentru a fi transformate în celule mai mari cu funcții specifice. Țesuturile limfatice, inclusiv splina, timusul și ganglionii limfatici, sunt responsabile de dezvoltarea, maturarea și activarea globulelor albe. Pentru cine nu știți acești termeni, pur și simplu ascultați zoom-ul de data trecută, adică video-ul de data trecută, am trecut prin toate aceste cuvinte și am explicat ce sunt. Dezvoltarea și funcționarea celulelor imunitate sunt legate de citochine, care sunt de natură proteinică și acționează ca mediator de creștere. Există peste 100 de tipuri diferite de citochine produse de globulele albe din organism. Printre acestea sunt incluse interleuchinele, interferonii, agenții de necrozare a tumorilor și așa mai departe. Să examinăm câteva dintre cele mai importante celule imunitare pe care organismul le folosește pentru a se apăra. Macrofagele, da, sunt monocite care au ieșit din sistemul circulator, s-au fixat și s-au maturat devenind țesuturi. Macrofagele se găsesc în număr mare în amigdale, splină și în ganglionii limfatici. Jumătate din macrofagele prezente în organism se regăsesc în ficat și se numesc celulele Kupffer. Am discutat data trecută. Totuși, macrofagele sunt prezente în tot organismul, inclusiv în creier și în sânge. Ele acționează asemenea unor agenți de salubritate, făcând curățenie pe unde trec. Macrofagele și neutrofilele sunt celulele principale în procesul de fagocitoză, adică, am explicat, înglobare și distrugere, da, adică practic topește, distruge patogenul a sistemului imunitar. Celulele NK, da, NK, sau ucigașii naturali, sunt un tip de limfocite prelucrate în măduva osoasă care reprezintă între 1 și 5% din numărul total de limfocite. Se consideră că dintre toate celulele imunitare, ele sunt cele mai importante. Misiunea lor este aceea de a distruge formațiunile tumorale sau celulele infectate de virus. Aceste celule fac parte din sistemul imunitar înnăscut, deoarece nu au memorie și nu au reacție specifică. Ele nu pot recunoaște decât o clasă specifică, nu o celulă specifică. Și data trecută am discutat despre diferența dintre sistemul imunitar născut, da, și celălalt, toate lucrurile astea le-am discutat. Acum, rezumat despre tot sistemul imunitar, care este sistemul de salubrizare, care este practic casa sistemului imunitar. În fiecare săptămână, dacă nu în fiecare zi, vin întrebări, dar cel puțin de câteva ori pe săptămână aud întrebări sau vin oameni care cer sfaturi cu privire la ce să fac să întăresc sistemul imunitar sau să ridic imunitatea copiilor sau a persoanelor.
În primul rând, nu stricați, da? Adică lăsați sistemul imunitar să-și facă treaba așa cum știe el încă de la creație, iar ceea ce facem prin stilul de viață, prin alimentație, prin absolut orice, doar ajutăm să curățăm, da? Și să mai ușurăm munca sistemului imunitar. Rezumat, corpul dumneavoastră, eu o să spun corpul tău, este proiectat de natură astfel încât să poată apăra singur împotriva invadatorilor, inclusiv paraziți, substanțe chimice și așa mai departe. Chiar și alimentele care devin nocive după ce au fost ingerate declanșează o reacție imunitară și limfatică. În momentul în care bași pe gură ceva ce nu susține corpul, sistemul imunitar luptă, se activează ca să curățe. Da? Și dacă sunteți prezenți pe la Zoom-urile noastre de pe grupul Soluții Naturale, ați observat de câte ori spun îmbuibarea sau când mănânci prea mult sau simți așa că te ia somnul sau îți vine să te desfaci la pantalon, nasturile de la blug de la pantalon, da? Aceasta este percepută de corp ca o intoxicație. Tot sistemul imunitar, tot corpul va munci să scoată acea bombă pe care ai plasat-o acolo. Bun. Deci, sistemul imunitar a omului, organismele sau substanțele chimice, acizi, invazive, da? Acestea provoacă leziuni celulare și eliberarea de substanțe chimice mediatori. Și de aici se ramifică în patru, dar vă imaginați, 1, 2, 3, care v-am spus și acum 4. Prima, reacția celulelor imunitare chemotaxă, după care debit sanguin accelerat, vasodilatare, după care permeabilitate vasculară mărită și alimentare suplimentară cu limfă, mucus. Și de aici apar toate itele, da? Care am explicat de atâtea ori. Apar pe acidoză, începând de la bronșită, otite, tot ce se termină cu ită este gastrită, da? E practic o acidoză puternică și corpul va produce mucus care curge, numai te miri pe unde, prin ce orificiu, ca să se curățe nasul, urechi, da? Tuse, gât, așa. Corpul omenesc, în ansamblu său și fiecare celulă care intră în alcătuirea sau a conștiința, da, puterea de conștientizare, propriul sistem imunitar învață singur să cunoască invadatorii din trecut și stochează această informație la nivelul celulelor cu capacitate de memorare. Acest proces începe odată cu conceperea embrionului, adică informații transmise pe cale ereditară, și continuă atâta timp cât organismul este expus la mediul extern. Corpul și organele corpului sunt acoperite de piele sau o membrană care este menită să oferă protecție primară din punct de vedere mecanic. De la acest nivel, celulele imunologice ale sistemului imunitar și substanțele chimice pe care le produc au rolul să mănânce, să devoreze, să distrugă acești invadatori într-un fel sau altul. Există numeroase tipuri de celule imunitare, fiecare având o specializare strictă. Imunitatea organismului nostru există și se dezvoltă prin următoarele moduri. Natural activ, adică reacție imunitară de adaptare născută proprie, da, naturală, și artificial activ, imunitate dobândită, da, prin furnizare pe cale artificială a unui agent patogen sau a unui antigen, astfel încât organismul să-și poată crea imunitate din sursa oferită. Natural pasiv, de la mamă la făt, prin placentă. Da? Transferul se face de către un individ, către un individ fără imunitate. Și apropo, între 50 și 70% din toxicitatea mamei se transmite și fătului. Și artificial pasiv, transfer de la animale injectate la om. Natura nu perpetuează exemplarele slabe. Dacă ar fi procedat astfel, atunci ea și-ar fi opus rezistență și sieși și nu ar fi făcut față și nu s-ar fi perpetuat. Acest lucru este valabil și în cazul organismului uman și a celulelor din care este alcătuit. Sindroamele de autoimunitate, da? Tot ce înseamnă boală autoimună, nu sunt altceva decât lupta în care cel puternic încearcă să-l elimine pe cel slab. Reținând acest lucru, cea mai bună direcție de acțiune împotriva bolilor sau stărilor de hipoactivitate sau slăbiciune este întotdeauna aceea de a vă fortifica, împuternici organismul și celulele. Curățați-vă organismul de toate substanțele chimice, toxine, puroi, depuneri de mucus, paraziți, da, cei dăunători, și așa vă veți însănătoși.
Deci secretul sistemului imunitar, ca să bag și eu două cuvinte de la mine, este pur și simplu să îndepărtăm ceea ce îl blochează. Iar în momentul în care apare ceva autoimun, asta înseamnă că tot sistemul imunitar nu mai face față la tot tămbălăul care este în noi, ca să nu spun cu termeni mult mai abrazivi, da, nu fac franceză aici, dar gândiți-vă, da, toate deșeurile, toate rahaturile și toate lucrurile care blochează, îmbâxesc, opresc, stagnează, împut, da, strică corpul din interior. Și acum, hai să trecem la sistemul intestinal. Colonul. Intestinul gros sau colonul, cum se mai numește, este format din 6 secțiuni. Acestea sunt cecum, ascendent, transversal, descendent, sigmoid și în cele din urmă, rect. În colon, de dimensiuni medii, are o lungime cuprinsă între 150 și 180 de centimetri. Colona are forma literei U întoarsă, da? Și se întinde de pe perimetrul abdomenului la tot abdomenul. Intestinul gros este format din falduri circulare. Funcția principală a colonului este de a absorbi apă, minerale, oligoelemente și vitamine. Și acum numai așa, știi, de provocare. Cam cum sunt acea apă, minerale, oligoelemente și vitamine? Dacă ceea ce iese din noi sau din anumite persoane pute atât de tare de zici că e o bombă atomică. Imaginați-vă calitatea nutrienților, pentru că în colon se întâmplă absorpția. Și am spus de atâtea ori, cum îți miroasă transpirația, pișu și caca, cum spun direct pe românește, nu face altceva decât să-ți arate exact ce se întâmplă în interior. Nu îți place? Spray-ul sau antiperspirantul nu rezolvă, da? Numai eventual te intoxică și mai tare. Curăță din interior și se va curăța și ceea ce iese din exterior. Fix așa, cum din prisosul inimii vorbește gura, da? Și ce e aici, stai și când te calcă cineva pe bătătură, bubui, ceea ce deja este în interior, fix așa se întâmplă și aici. Bun. Colonul nu secretă niciun fel de enzime digestive. Cu toate acestea, la nivelul colonului se produce un fel de digestie prin intervenția bacteriilor. Particule alimentare și producții secundare rezultați în urma digestiei din stomac și intestinul subțire se combină în colon, iar cea mai mare parte a apei se absorbe din nou pentru a forma o masă solidă care este eliminată din organism. Mucusul provenit din sistemul limfatic este și el e deversat în colon, urmând a fi eliminat. Colonul dispune de glande secretoare de mucus aflate în submucoasă pentru a susține eliminarea corespunzătoare. Colonul stabilește o legătură electrică cu toate organele și țesuturile principale din organism. Comunitatea cercetătorilor moderni nu a descoperit încă această parte din fiziologia colonului, mai exact, componentele întregului țesut intestinal și relația pe care o stabilește cu celelalte țesuturi ale organismului. Da? Deci, apropo de antibacterial, antiparazitic, noi nu luptăm împotriva bacteriilor, pentru că mare parte din bacterii, noi suntem 70% microbiom, da? Suntem formați din bacterii. Mare parte a bacteriilor sunt aici să ne susțină. Ele ajută în procesul digestiv. Ce facem? Facem curățenie. Pentru ca să nu se mulțească bacteriile prea mult sau să mulțească bacterii care nu ne strujesc. Sau apar paraziții tocmai pentru că toată secțiunea asta intestinului este plină cu placă mucoidă, adică mucusul ăla care stă acolo ca un cauciuc. Da? Și atunci, bineînțeles, nici absorbția elementelor nutritive nu se face optim și așa mai departe. Trecem la sistemul urinar. Este din nou un mod în care corpul se curăță prin ceea ce scoate prin colon și prin ceea ce scoate, da, sistemul urinar prin rinichi, practic ce se filtrează. Rinichii. În general, oamenii se nasc cu doi rinichi. Cu toate acestea, am întâlnit mulți oameni care s-au născut și cu trei rinichi. Apropo... N-ai bani de credit, ce bine că ai trei rinichi. Da, era o glumă. Vând un rinic ca să cumpăr nu știu ce, cireșele primăvara, da. Rinichii corpului omenesc au formă de ureche și sunt de culoare maro-violaceu. Sunt localizați în partea dorsală a cavității abdominale, de o parte și de alta a coloanei vertebrale. Deci, practic, sunt la jumătatea spatelor, așa să vă imaginați. Partea superioară a rinichilor este amplasată față în față cu a 12-a vertebră toracică. Fiecare rinic întărește câte 142 de grame, are o lungime de 11 cm, o lățime de 7,6 și o grosime de 2,54. Nefronii microscopici alcătuiesc spectrul structural și funcțional al rinichilor. Ca și în cazul majorității organelor, în special a glandelor,
Rinichii reprezintă o porțiune exterioară denumită zona corticală și o porțiune interioară, zona medulară. Urina se formează la nivelul nefronelor, care se compun dintr-un corpus renal și un tub venal. Acestea au aspectul unei piramide alungite. Zona corticală adăpostește cea mai mare parte a stratului de vase capilare mici, care constituie sistemul de filtrare dintre sânge și nefron. Această porțiune este implicată în procesul de filtrare și reabsorbție. Urina este formată din numeroasele produse secundare rezultate în urma metabolismului, printre care uree, amoniac, ion de hidrogen, creatină, substanțe chimice toxice, medicamentoase, vitamine și minerale sintetice. Atenție! De atâtea ori spun și o să repet, pentru că sunt sigură că există și oameni care nu au participat la toate zoom-urile, decât să iei un supliment sintetic de pe un raft. Ia o vitamină din asta, o capsulă și ai tot ce e necesar, care este produsă în laborator. Ai carență de fier, faci o linguriță praf și o mănânci. Aia nu este metabolizabil. Aia este un fier sintetic, este anorganic. Mai mult îți supui tot sistemul digestiv, inclusiv, mai ales, excretor, ca să scoată toate acele substanțe sintetice care sunt percepute ca niște chimicale. Da? Așa că nu consumați suplimente la plesneală, mai ales sintetice. Da? Și avem pe grupul de soluții naturale foarte multe zoom-uri în care am explicat diferența dintre un supliment organic, da, biodisponibil și unul sintetic. Aceste deșeuri, da, urina, coboară pe structura piramidală, tuburile nefronilor, către porțiunea interioară sau medulară, de unde pătrund în tuburi comune denumite conducte papilare care se golesc în rezervoarele renale, calicii. De aici urina se deplasează în jos prin uretră către vezica urinară. După cum se poate constata, rinichii sunt o componentă a sistemului excretor. Rinichii formează urina din plasma sangvină. Ei joacă un rol major în reglarea circulației sangvine și în acest fel a tuturor lichidelor din organism. Rinichii contribuie la evacuarea rezidurilor rezultate din metabolism și a toxinelor. Nu uitați, de mare majoritate a timpului, tensiunea, hipertensiunea este legată de rinichi. În general, hipertensiunea, la fel cum foarte multe alte simptome, boli, sunt legate de stilul de viață. Iar a merge împotriva ceea ce provoacă o hipertensiune, fără a merge la cauză, și a înțelege cum putem regla, nu facem altceva decât să ne împușcăm în picior, nu, în rinichi, da? De data asta în rinichi. Că tot rinichiul va filtra, tot toxicitatea medicației pe care o baci, să ții tensiunea la linia de plutire. Atenție! Nu recomand întreruperea tratamentelor medicamentoase pentru hipertensiune sau pentru orice altă boală. Nici de cum. Recomand adoptarea unui stil de viață sănătoasă până când medicul o să vă zică, bun, dar nu mai ai nevoie de medicamente. Ești bine, du-te acasă. Bun, rinichii sunt extrem de sensibili la acidoza provocată de consumul de carne, ceai acid, cafea, adică ceaiuri din astea puternice, cafea, ciocolată, băuturi carbogasoase și altele. Majoritatea oamenilor consumă aceste tipuri de alimente care sunt toxine, care după un timp produc disconfort și durere în partea mijlocie și inferioară a spatelor. Da? Începând de la mădurșalele, s-ar putea să fie o puternică acidoză la nivelul rinichilor și am vorbit cum se formează calculii și biliar și renal, adică și la ficat și la rinic. Am vorbit despre acidoza care influențează formarea acestor calculi, acestor cocoloașe, da? Care nu mai pot fi metabolizate și pur și simplu se blochează. Uretere. Tuburi care conduc de la rinic până la vezica urinară. Vezica urinară este în principal un rezervor sau un sac de colectare și păstrare a urinei în drumul său de ieșire din rinichi. Evacuarea urinii de vezica urinară se numește micțiune, golire sau urinare. Uretra, tubul care face legătura dintre vezica urinară și exteriorul organismului. Și acum trecem la sistemul tegumentar și anume pielea. Și mi se pare super fain că am ajuns și toate sunt legate, pentru că o să vedeți de ce. Sistemul tegumentar, adică pielea. Hidratați-vă. Apropo, vă recomand dacă vreți să faceți un cadou ficatului și rinichiului, dacă tot vorbim, și sistemului digestiv. În prima jumătate a zilei, cât rezistați? S-a început până la 9, până la 10, până la 11, 12. Cât rezistați? Cât mai mult prima jumătate a zilei, stați pe lichide. Apă, puteți să puneți câteva picături de un ulei citric,
Dacă aveți probleme chiar cu acidoza din cauza lămâiei, să știți că uleiurile esențiale sunt extrase din coaja, da? Și nu e acid, tocmai realcalinizează. Deci merge exact pe invers. Puteți să avem pe grupul de soluție naturală un zoom întreg despre apa verde. Ce adaug eu în apa de dimineață, începând de la spirulina, clorela, tăriță de psilium, multe, multe alte lucruri și încercați cât mai mult timp să beți până la, până la amiază, să aveți măcar un litru, un litru și jumătate băute. Depinde, câte 30-40 de mililitri pe kilogram de masă corporală, pentru că după amiază, deja măcar să știți că v-ați băut cantitatea. Plus, nu mâncați nimic, cât mai mult, astfel corpul în prima jumătate a zilei are timp numai bine să evacueze. Da? Și ce mergem la toaletă, da? Partea mai serioasă, caca, ar trebui să se întâmple până băgăm ceva în gură, în prima parte a zilei, adică în prima oră de când ne-am trezit și după care corpul se curăță prin lichide, rinichi, da, urină. Și hidratați-vă bine înainte de a merge la somn, eventual puneți un pahar de apă pe, lângă voi, pentru că în timpul somnului, la orizontală, filtrează cel mai bine rinichii. Rinichii nu pot filtra când sunt pe verticală, când stăm așezați, când stăm în picioare, ei au nevoie de poziție orizontală. Din cauza asta, când suntem bolnavi, ce facem? Stăm pe orizontală. Pentru că rinichii trebuie să scoată și să curățe tot ce ne-a dat acele simptome de boală. Ok, cât e ceasul? Da. Sistemul tegmentar, pielea. Pe grupul de soluții naturale am un zoom de o oră în care am explicat tot și nu numai o dată despre piele. Se numește Frumusețea vine din interior. În cazul în care nu l-ați văzut, nu sunteți pe grup, scrieți și o să vă adăugăm. Puteți să vedeți exact, avem și rețete și recomandări și uleiurile recomandate și creme și de ce creme și de ce nu creme pentru toate tipurile de piele și, da, și tipurile de afecțiuni care ar fi cauza, de unde vine. Acum vorbim doar în mare. Pielea este cel mai mare organ al corpului. De asemenea, pielea este cel mai mare organ de eliminare, evacuând zilnic o cantitate de reziduri echivalentă cu cea de... cu cea evacuată în total de rinichi, intestine și plămâni. How cool is that? Deci, totul împreună atât detoxifică pielea. Din cauza asta, recomand cu mare, mare drag dușurile. Adică spălați-vă, oameni buni, nu numai pe mâini, că e covrigul ăsta. Pur și simplu spălați-vă. Puteți să faceți duș dimineața, mai ales pentru persoane care transpiră în timpul nopții, e perfect. Detoxificăm și seara. După ce ai încheiat totul, te detoxifici și periajul uscat. Avem pe grupul de soluții naturale rețete super, da? Perie din aia cu peri natural, dacă găsiți. În fine, pe care puteți să puneți și câteva uleiuri esențiale, începând de la citrice, smart incense, cypress, lavandă, tămâie, orice, în afară de uleiurile hot, atenție, și pur și simplu periați. O să vedeți un efect extraordinar. Bun. Revenind. În mod evident, pielea este învelișul exterior al corpului. Ea oferă organismului sistemul de apărare împotriva agresiunii mediului înconjurător și condițiilor de dezvoltare a paraziților. Pielea este formată din două mari diviziuni sau straturi distincte. Prima diviziune sau primul stran interior se numește dermă. Țesuturile subcutanate sunt dispuse imediat sub dermă, care adăpostește marea masă a arterelor, venelor, nervelor și glandelor principale care hrănesc pielea. Cea de-a doua diviziune glandurală sau cel de-al doilea strat este epidermă, porțiune care vine în contact direct cu mediul exterior. Această porțiune sau diviziune este compusă din 4 până la 5 straturi diferite în funcție de regiunea specifică a corpului. Pe mâini și pe picioare, pielea este mai groasă datorită activității la care sunt expuse aceste porțiuni ale corpului. Ați auzit zicala, are pielea groasă, da? La mine bunica spunea, e gros de șuric. Sau, din potrivă, are pielea subțire. Acum știți la ce se referă. Urmează o rapidă trecere în revista epidermei, începând cu stratul dinspre exterior al pielei. Stratul corneum, grosime de câteva celule, până la 50 de celule, stratul lucidum, granulosum, spinosum și germinativum. Pielea omului este formată din keratinocite, celule astfel denumite, deoarece ele produc o substanță dură numită keratină, care se regăsește în unghii, în firele de păr și în orice țesut cornos. Keratinocitele sunt germinate, își încep adică călătoria, în stratul germinativum al epidermei, deplasându-se și maturându-se prin diverse straturi până când ajung la capătul ciclului de viață în stratul exterior, stratul corneum.
Ele îndeplinește numeroase funcții, printre altele, și pe aceea de reglare a temperaturii corpului. Acest lucru se produce prin intermediul arterelor, vase sanguine și a glandelor sudoripare. Pielea mai este și cel mai mare organ senzitiv, exprimând atât senzațiile interne, cât și pe cele externe. Din punct de vedere spiritual, pielea dumneavoastră este în strânsă legătură cu ego-ul sau e corpul etnic, fiindcă ea vă individualizează. Este direct legată de ficat, care reflectă gândirea. Ambele organe conlucrează influențând procesul de gândire al individului. În procesul de detoxificare, trebuie să curățați mai întâi ficatul dacă vreți să aveți o piele curată. Mențineți permanent pielea cât mai curată, fiindcă ea își va îndeplini astfel funcția ca organ de eliminare a deșeurilor. În plus, o piele curată vă va face să vă simțiți mai curat. Boala nu este manifestarea unui lucru rău, ci mai degrabă lipsa unui lucru esențial. Dr. Bernard Jessen. Aici se încheie la Dr. Robert Morse despre piele, dar eu aș vrea să mai adaug câteva lucruri, pentru că oricum el a scris foarte pe scurt, da? Și data viitoare vom vorbi despre sistemul endocrin, exact, da? Hormone, tiroida, pineală, paratiroidă, suprarenalele. Este un subiect extraordinar, da? Și am observat tot mai multă lume are probleme nu doar cu tiroida, ci cu diverse, adică tot mai multe, mai ales femei, au diverse afecțiuni endocrine. Pielea. Dacă pielea este cel mai mare organ de detoxifiere, care detoxifică, ați văzut, da? Cât și urina, cât și rinichii și, și colonul și plămânii împreună, haideți un pic să ne gândim ce punem pe piele. M-ați auzit de atâtea ore, am obiceiul să spun, dacă ceva nu pusei cu lingurița să bagi în gură, nu pune pe piele. Pielea absoarbe. Pune un ulei esențial, nu știu, uitați, am aici citrus bliss. Ah, ador mirosul. Ah, unul din preferatele mele. Imediat se absorbe. Uitați, nu mai rămâne nimica. În momentul în care noi punem produse și în 20 de secunde se absorbe și în 20 de minute este prezent la fiecare celulă a corpului. În momentul în care noi folosim produse cosmetice, produse de curățenie, gel de duș, șampon, săpun, cremă și mai nu știu ce, nu intru în subiectul machiajelor, dragilor. Pur și simplu citiți etichetele și vedeți că absolut toate produsele cosmetice din comerț, da? Nu mă refer la branduri dedicate care încearcă să facă produse cosmetice cât mai naturale, da, mai folosesc și eu machiaje pe aici, pe acolo, un creion sau ceva, ca să nu vă speriați prea tare când mă vedeți, mai dau contură ochilor, dar tot ce este pe un raft, în comerț, începând de la tot felul de balzamuri de păr care să-ți facă părul mai nu știu cum și nu știu care, toate sunt perturbatoare endocrine, că numai bine data viitoare discutăm, și cancerigene. Dacă nu-ți place cum arată pielea ta, este pentru că ceea ce e în interior, intestinele sunt îmbâxite, da? Rinichii nu mai pot face față și atunci pielea încearcă să detoxifice cum poate. A acoperi cu un strat de un centimetru de fond de ten nu te ajută, draga mea. Nu faci altceva decât să îmbâxești și mai tare. Pielea se regenerează în aproximativ 70 de zile, da? Între 30 și 70 de zile. Dacă nu-ți place cum arată pielea ta, asta înseamnă că în ultimile două luni tu nu ai făcut ceva care să o susțină, să o spre în funcția de regenerare. Mai mult ca atât, ai făcut ceva care să o distrugă, să o ducă acolo unde este. Și nu uitați că pe grupul nostru de soluții naturale am vorbit de atâtea ori despre acest subiect. Practic, pielea face face parte, e formată din același strat de celule, dar embrionul, practic, la început are trei straturi de celule. Ei, ăla din mijloc se cheamă mezoderm. Ăla din mijloc, adică din acel strat de celule, se formează sistemul nervos central. Toți receptorii, adică auz, văz, miros, pipăit, da? Toate lucrurile astea, și ele sunt în strânsă legătură și sistemul digestiv, da? Ele sunt toate merg mână în mână. Nu pot să spun că am o problemă de piele, orice dermatită, orice ită, da? Atenție, itele înseamnă acidoză, dermatită. Este o acidoză puternică în corp și corpul încearcă să se detoxifice. Tu nu poți să pui în exterior ceva creme care pur și simplu să încerci să blochezi fără a curăța interiorul, începând de la psoriasis până la acnee. Curăță interiorul. Și aici aș vrea să lansez, și după asta aș vrea să preiau și întrebări dacă aveți, aș vrea să lansez provocarea. Noi în fiecare an, primăvara și anul acesta, din data de 1 martie, începem programul Cleanse and Restore, așa îi spunem,
curăță și regenerează. E o deparazitare și un detox, practic, și este o modalitate extraordinară de a face curățenie în corp. Practic, începem din 15 martie, pregătirea, adică până din 15 până în 1, activ, ridicăm cantitatea de lichide pe care le consumăm, deja puteți să începeți. Dacă, spre exemplu, am, nu știu, 100 de kilograme și trebuie să consum câte 30-40 de mililitri de lichid per kilogram de masă corporală, eu ar trebui să consum între 3 și 4 litri pe zi. Dacă eu consum acum doar 500 de grame sau un pahar, da, atenție, nu cafea, nu cola, nu din asta, lichid, apă, da? Sau ceaiuri macerate. Deci, din plante mă refer, nu ceai negru sau din asta. Deci dacă eu nu beau suficient lichid, eu încerc până în 1 martie să ridic treptat cu câte 50 de mililitri cantitatea de apă pe care o beau zilnic. Nu beți brusc, pentru că faceți un blocaj renal și faceți mai rău. Da? Treptat. După care, tot, până 1 martie, renunțăm pas cu pas la tot ce înseamnă lactate de orice fel. Lactatele vegetale nu se pun. Aia este un, nu știu, pseudonim lactat, că nu e lapte. Da? Este un suc vegetal de, nu știu, de migdale, de soia, de whatever. Deci renunțăm la lactatele de origine animală. Cașcaval, ouă, brânză. Ce se mai face din lapte. În fine, tot ce înseamnă lapte, da? În primul rând, într-a doua rând, renunțăm la tot ce înseamnă dulce, nu din fructe. Da? Fructele sunt ok de consumat. Dulcele care se produce, da? Inclusiv zahăr. Și nu uitați că zahărul are 20 și nu știu câte de pseudonime. Adică nu-ți scrie că e zahăr, dar este sirop de glucoză, sirop de corn, de porumb sau maltroză, sau sunt o grămadă de denumiri. Practic renunțăm la tot ce stă în comerț, pe un raft, da? Conservat, cu dată de expirare foarte mare, da? Renunțăm inclusiv ketchup-urile, pâinea din comerț are zahăr și tot felul de îndulcitori. Renunțăm la carne, mezeluri și tot ce se poate face din carne, da? Că am întâlnit de atâtea ori, eu nu mănânc carne deloc. Doar dimineața cremvuș, care, da, s-ar putea să aibă dreptate, că în cremvuște aia sunt toate porcăriile, mai puțin carne, cine știe, nu mă bag. Da, deci renunță, și zicea persoana, eu nu mănânc carne, mănânc doar dimineața cremvuș, la amiază cârnat și seara, nu știu ce minune din asta românească, cardaboș, habar n-am. În fine, dar carne nu mănâncă. Orice cândva a fugit, a alergat sau a zburat sau a notat și a avut suflare vie de viață și tot ce iese din acel animal, pasăre, whatever, exclude. Practic, devenim vegani. Da? Și nu vă speriați de termenul ăsta. Dacă nu, e de fapt un stil de viață sănătos. Dacă vă sperie termenul, încercați pur și simplu, pas cu pas, să schimbați anumite alimente în alte alimente care vă susțin. Spre exemplu, dacă sunt obișnuită în fiecare dimineață să mănânc iaurt cu nu știu, cu cereale. Iaurtul ăla este lapte și are mult zahăr, conservanți, euri, coloranți. Da? Găsesc o variantă vegană de iaurt, adică un fel de, mă rog, mâncare de ceva, care nu are conservanți, nu are zahăr, nu are nimica, și în loc de acele cereale, da, că trebuie să renunțăm până în 15, ideal, și la făinoase, mai ales că sunt stropite cu tot felul de porcării, da, și gluten și așa mai departe, încerc să înlocuiesc cu niște fructe pe care le am, chit că mănânc un măr sau orice altceva care pot să înlocuiesc, o banană, la urma urmei. Pe grupul de soluții naturale avem și o postare foarte mare, eu ce mănânc. Sunt foarte multe recomandări, avem și broșura Cleansery Store, în care avem multe site-uri recomandate pe stil alimentar, dar în principiu mâncăm așa cum au mâncat bunicii în perioada de post. Dar nu înseamnă cartofi prăjiți cu ketchup, că ăla nu este un stil vegan sănătos, ci pur și simplu adoptăm cât mai multe legume și fructe pe care să le consumăm în fiecare zi. Și astfel ne pregătim de Cleansery Store. Din câte am înțeles, de la alte zoom-uri, apă cu lămâie, ceai și după 12 cafea. Maria, dacă nu poți fără cafea, poți să, adică te ții și de cafea aia pe cât posibil, dacă chiar este o criză mare. Ideal ar fi să scoatem în perioada asta total cafeaua, pentru că este acidă și încarcă mult rinichii și suprarenale, în fine. Este un proces întreg. Dar dacă nu poți să renunți, adică nu renunțați la toate deodată. Luați-o pas cu pas, baby steps, da? Ok, nu beau cafea. Ce fac? Când am poftă de cafea, îmi găsesc o cafea fără cofeină, dar atenție! Nu cafeaua decofienizată
sau cum îi zice, pentru că aceea este mai toxică decât cafeaua cu cofeină. Poți să găsești înlocuitor, da? Există ceaiuri, există cafea de cicoare, există plante, foarte multe o să găsiți acum înlocuitor de cafea. Practic niște plante, în principiu cicoare, ori sunt mai multe și puteți să le introduceți, iar în momentul în care eu simt nevoia de un extra boost de energy, ce fac? Iau o picătură de peppermint, da? Uite ce am aici, și cu un citric, pun în palmă, da? O picătură de peppermint, se termină, și citric aici ce am, citrus bliss, am combinație de mai multe, așa, și așa îmi place să încep și diminețile, frecuinile, inhalez, 4 timp, 5, ții 1, 2 timp în tine, după care exhale, da, expiri, faci asta de 7-10 ori adânc și o să vezi cum, inclusiv dacă ai de măsurat nivelul de oxigen din sânge, imediat îți crește saturația oxigenului și se oxigenează creierul și este ca un boost. E un fel de cafea. Sau dacă e bai, mai poți să pun o picătură de peppermint și una de lămâie sub limbă pentru cei care suportă, sau într-un pahar cu apă, tot ca și boost energetic. Dar ideal ar fi în perioada aia să renunțăm și la cafea, dar luați-o ușor. Dacă sunteți cofemani, da, și vă place foarte mult cafeaua, e ok, faceți ce puteți. De-aia, practic, noi pe grup, timp de 30 de zile, o să venim cu sfaturi, cu zoom-uri și vom răspunde la toate întrebările pentru ca să adoptați un stil cât mai sănătos. Da, cafeaua pe stomacul gol nu se recomandă deloc, pentru că ea, practic, pe lângă altele, activează și sucurile gastrice. Și stomacul ce să digere? Că e pe stomacul gol. Și începe să se frece el pe el însuși. Da? Și cât timp se preacă? Până face o beșică, da? O bătătură. Imaginează-ți pantoful când te preacă la picior. Ce se întâmplă? Cam asta se întâmplă și pe interior. Deci nu cafeaua pe stomacul gol, nici într-un caz. La urma urmei, mâncați mai întâi ceva și după care. Care este acel praf care se ia pentru administrare de fier? Nu, Melania, tocmai spuneam că dacă faci linguriță de fier, praf și o bei, nu se asimilează. Iar tot fierul din comerț, de obicei din farmacie care se dă, este sintetic și are o grămadă de efecte adverse pe lângă altele, este și constipația și blocajul rinichilor și încărcarea ficatului. Deci nu există alte, pur și simplu caută pe Google alimente care conțin foarte mult fier. Începând de la tot ce e verde închis, fantastic de bine ajută, și după care există și extracte, da, de macerate din acele plante. Și pe Discord avem și recomandări de produse pe care noi le-am încercat și am văzut că sunt bune. Așa că, și încă un lucru foarte important. Dacă ai carență de fier, păi întrebarea unde e problema? Pentru că de ce corpul nu asimilează acel fier? Tu poți să bagi cu nemiluita în tine calciu fier, dacă la nivelul colonului ai placă mucoidă și nu se pot absorbi acei nutrienți, pentru că, da, ceea ce am citit, degeaba bagi fier, faci mai mult rău în corp. Așa, eu nu pot fără cafea. Găbița, iubita, nicio problemă. Baby steps. Începe cu ce? De ce nu poți fără cafea? Practic, el este un drog de care cu care te-ai obișnuit. Da? Odată înseamnă că tu ești dependentă de acea adrenalină, de cortizol, mai mult, mai bine zis, care te ține băgat în priză. Și până nu bei o cafea, nu poți deschide ochii. Pe grupul de soluții naturale avem un Zoom cu Natalia Ciocoi, nutriționista, care ne povestește totul despre cafeluța noastră cea de toate zilele. Dar dacă nu poți acum, încearcă în primul rând să scazi cantitatea și să înlocuiești. Uite, spre exemplu, pentru mine Mitotomax funcționează foarte bine pentru că activează funcția mitocondrilor. Iar mitocondrile sunt cele care dau energie. Deci funcția mitocondrică, funcția celulară este să ne dea energie. De-aia îi dăm oxigen, de-aia îi dăm mâncare, să ne susține, să avem energie. Ei, Mitotomax pe mine mă ajută foarte bine, LLB-ul mă ajută bine și am observat cu cât mai mult fac detoxuri, adică curăț corpul, cu atât mai multă energie am. Ultima oară când am făcut un detox în România, timp de 2 săptămâni, am băut doar apă și câteva sucuri pe zi, am avut un nivel de energetic din ăla, nu vă pot explica, m-am urcat pe vârful nu știu care, nici nu mai știu cum e, îmi vine, pe Facebook îl găsiți la poza mea de profil, fără să mănânc absolut nimica, în ultimele 10 zile nu mâncasem nimic. Și m-am simțit fantastic. Energia nu vine, cum să zic, noi avem nevoie de fapt de foarte puțină mâncare. Nu avem energie tocmai pentru că mâncarea pe care noi o consumăm, ea fură energie. Corpul trebuie să muncească foarte mult să scoată ceva. Odată să echilibreze acidoza și după care ceva să scoată și după care cumva ceva să și asimileze. Am Zoom-ul aici și pe canalul meu de YouTube, dar și aici cele 4 sisteme de bază ale corpului și o să vezi care sunt funcțiile de bază și o să înțelegi probabil
puțin despre cum funcționează, dar poți să încerci, așa cum am spus, lămâie cu peppermint, este un bun energizant. Da? Citrice dimineața în apă și sucuri verzi. Sucuri verzi, mai există ca și boost energetic, cum îi cheamă, oranj, este cătina, așa, cătina, la fel, da, se face pentru cei care păstrează cătina, poate fi păstrată la congelator, da, se face un suc, se freacă, șaturile de cătină ajută foarte bine, ghimbirul la fel desfundă toate sistemele și o luăm ușor. Deci dacă e problemă cu nivelul de energie, începem ușor, ușor și găsim soluție. Așa, cafea din rădăcină de păpădie, măcinată fin, adăugat scorțișoară, nucșoară, cuișoară și cardamon. Super, Elena! Exact, dar sunt foarte multe. Căutați naturiste, o să găsiți înlocuitori de cafea multe. La pastă și pâine se rânță complet, chiar dacă sunt din făină de năuț sau integrală și dospit cu maia. Ronela, dacă este doar din integrală, în primele, hai să zicem, vreo 5 zile poți să o mai mănânci, dar în genere încercăm să renunțăm la tot ce crește. Da? Drojdia, în primul rând, care practic e așa, crește și în intestine, maiaua e mai ok, făina de năut nu este, cum să zic, nu e grâna, da? Este, leguminoasele sunt de o parte, năutul este una, iar orz, ovăz, făină este alta. Mai contează și cine le face. Dacă le faci tu de casă, deja este mai bine. Dar în cele 10 zile, că practic va fi programul 10 cu 10 cu 10 pentru cei care vor să țină clasic, după care avem programul ăla mai tough, 5 cu 8 și cu 7, cred că nu mai știu cum e împărțit programul, o să vezi că în perioada aia când se ia GX-asistul, adică plantele și uleiuri esențiale puternic antiparazitare, ideal este să renunțăm complet la orice e făină de grâu, ovăz, orz, secară, tot ce are gluten, dar atenție, nu făină deglutenizată, pentru că aia tot nu este ok. Este ca și cafeaua fără cafeină, este mai toxic procesul de a scoate glutenul sau cafeina decât însăși alimentul. Deci tot ce practic se lipește pe undeva, ăla not cool, da? Se lipește și pe intestine. Încercăm să curățăm. Avem exact programul în broșură pentru cei care vreți să participați. Scrieți un mesaj, vă adaug pe grupul de soluții naturale și acolo la pin post sus aveți broșura de Cleanse and Restore cu toți pașii și zoom-urile explicative, plus o să vin cu mai multe explicații. Cum ne ajută greens? Păi greens e verde. Da? Tot ce este verde dă viața. Acum, dacă tu ai verde în grădină, acum nu știu în ce măsură, e ok. Poți să-ți iei începând de la chel, pătrunjel, spanac, orice și urzică și să o consumi, este extraordinar, da? Fiu făcută inclusiv pudră, eu știu chiar prietene care își ia urzica, o usucă, o fac pudră și pe care toată iarna o consumă intern, da? Uscată, pusă într-un smoothie, într-un suc sau într-un pahar cu apă. Dacă nu avem această opțiune, atunci putem să optăm pentru pudre verzi. Pudră de grâu verde, de lucernă, de pătrunjel, de chel, de mărar, de varză, deci sunt tot felul de pudre verzi, așa le spune. Atenție, căutați fără conservanți, fără alți aditivi, și doTERRA are greens, care puteți să le introduceți în fiecare dimineață în smoothie, pentru ca să mai curățați corpul. Da? Funcționează ca un sorbent. Sorbent înseamnă că adună toxicitatea din corp și echilibrează totodată pH-ul. Moringa, exact. La soț și la copii mai complicat. Ronela, începem noi, da? Că și la mine. Am început eu cu pași ușor, ușor și toată familia înțelege importanța detoxului și pentru mine e foarte important nu doar un hey rup de 2 sau de 3 ori sau de 4 ori pe an pentru detox. E foarte important să înțelegem că tot anul sau în fiecare moment trebuie să fim responsabili cu sănătatea noastră. Curățenia este acolo unde se păstrează, nu acolo unde se face. Adică dacă tu bagi ca nesimțit o jumătate de an toate porcăriile în tine și zici, o să stau o săptămână pe sucuri și totul va fi bine, nu. Pentru că din calitatea a ceea ce ai băgat tu în tine, s-au format noi structuri proteice și atunci ele fac parte din tine. Deci pielea se regenerează între 30 și 70 de zile, depinde de zonă, iar tot corpul, per total, se spune că între 7 și 10 ani el se regenerează total, adică nicio celulă din tine nu mai este acea celulă care a existat acum 7 sau 10 ani, iar creierul se regenerează, toți neuronii, în decurs de 50 de ani. Așa că, practic, tot ce facem în fiecare zi ne susține în proces. Acidul folic în sarcină.
Păi, Monica, simplu, vezi reacțiile adverse. Acidul folic este, de obicei, cel pe care se recomandă în sarcină, este unul sintetic. Este unul toxic, care știi tu ce face în corp. Mai bine recomand ca mama să consume. Uitați-vă pe Google tot ce conține acid folic. Există și suplimente, Doterra are o serie de suplimente, LLV, Lifelong Vitality Pack, care are, practic, complexul și de uleiuri esențiale, și matricea specială care să știe unde să ducă acel nutrient și ce să facă, da? Și vine și cu omega, vine cu tot complexul ca să se asimileze. Altfel, acidul folic luat la plesneală, sintetic, eu nu știu în ce măsură poate să slujească, dar asta este părerea mea. Dacă tot trebuie să luați un acid folic și vreți să luați acid folic, căutați nu ceea ce vă recomandă din farmacie. Căutați de pe site-urile dedicate, da, de naturiste. Și căutați o variantă din plante, da, din tot ce este viu. Exact, curățenia nu e greu de făcut, e greu de păstrat. Bun, dragilor, dacă mai aveți întrebări, cu drag, dacă nu, încheiem și data viitoare vorbim despre sistemul endocrin. Nu uitați, începem din 1 martie programul de deparazitare și detox. O să pun și o imagine cu ce conține produsele care vă vor ajuta în procesul ăsta, începând de la sorbenți până la LLV-uri, uleiuri pentru regenerare, uleiuri pentru curățare, enzime care sunt extraordinar de importante și vă așteptăm în programul de curățenie de primăvară. Și gândiți-vă așa, de câte ori pe an faceți curățenie în casă, de câte ori faceți curățenie în corp, de câte ori faceți curățenie în gândurile voastre, de câte ori facem, hai să mă includ și pe mine, că și eu mă întreb pe mine, de câte ori fac curățenie în emoțiile mele, în sufletul meu, în relațiile cu cei din jur? Haideți să fim responsabili și să excludem tot ce creează toxicitate, interioară sau exterioară, începând de la relații toxice, informație toxică, tot ce nu ne susține. Vă pup și vă doresc o seară binecuvântată!